Înainte de a pleca din Ploiești, vreau să vă prezint acest interviu de la Woodstone Luxury Apartment. Bă, este un apartament micuț, situat la parter. Mie unul mi-a plăcut. După cum v-a arătat și cameramanul meu, aici sus este no smoking. Apreciem chestia asta. Ușa metalică. Raftul ăsta chiar îmi place mult de tot. Oglinda asta să le vedem iarăși pe Fairy. În dreapta avem baia, unde toată lumea știe dintr-o baie, dar hai să vă arăt și mai unde. Unde avem cada de duș, chiuveta, toaleta, scuzați prosapele și mașina e spălată. A, și rafturile ăștia două, care sunt super mișto. Salut Fairy, pa Fairy. Continuăm, stinde și noi beculețele. În stânga mea, un dulap. Bă, la atingere, bă, e frumos rău de tot. Se deschide și frumos. O, frumos, bă, spațios e. Deci jos pălăria pentru proprietarul acestui apartament. 5 stele îi dau. Când intrăm în cameră, avem patul ăsta. Mirific, care dorme ca un zeu, ca așa am dormit și eu. Deasupra patului, un tablou, care habar n-am de ce l-a pus acolo. Când stai în pat, peretele din față, unde este televizorul, este rămâne asta pusă manual. Care mie unul îmi place super mult de tot, cred că o să-mi fac și eu, dar cu negru. Televizorul simplu, pervazul, măsuța în dreapta, e cum să scuzați bagajele, și piesa de rezistență, acest mini birou, care o să aveți o surpriză aici pe canal, unde dacă stați geană o să o vedeți. Mergem în bucătărie. Bucătăria e micuță, dar e super frumos. M-a nimerit perfect. Cuptorul ăsta cu microunde negru, care febilița mea. Frigiderul tot negru. Faianță pe perete. Cele două compartimente unde poți să pui farfurii și cu altele, care se deschid așa. Mișto rău de tot. Chiuveta. Una micuță. Super rău de tot. Aparatul de cafea, încălzitorul cu deapă, bucată de plat, unde este incorporată plita, sertarele jos frumos, iarăși, un lucru care mi-a plăcut cel mai mult, uite cum se deschide aici. Știți că v-am mai spus că sunt obsedat de viewsul de afară, cum se vede. Se vede cam așa. Priveliștea din bucătărie. Din spatele biroului, ia așa. Iar dacă le tragem și stingem toate becurile, bă, e o beznă, de chiar de te odihnești, mă. Chiar dacă doar 4 ore, ești super fresh. Acum că ușile nu vă mai zic că normale, care schimbă view-ul mult tot. Parchetul, bă, e unul de stil vechi, dar se păstrează farmec. Nu moare niciodată. Aceste două bucăți de spațiu unde poți să depozitezi anumite chestii, eu o să las un mic suvenir, o să pun telecomanda aici. Iarăși, un mic secret. Becuri deasupra. Fiu romantic. Nu vă gândiți la prostii, nebunilor. Bă, cu toate astea v-am prezentat și acest apartament. Locația, nu o să vă dau, o găsiți pe Airbnb. Dacă știți și recunoașteți review-ul, luați, chiar merită. Preț acceptabil, nu te deranjează nimeni, vii când vrei, pleci când vrei. Și cu toate astea, eu sunt Fairy și până la un alt episod din Room to România, să avem noroc!